Nu-mi plac furnicile. Ce e aia? Alarma! Se pare că e timpul să mă trezesc. Unde mi-e telefonul? Ok, hai să oprim alarma asta. Ce naiba! Of, unde mi-e iar telefonul? Acolo era sub plapumă. Of, e greu să te trezești. Iar îmi lipsește telefonul. Ce naiba? Cum te-mi-a ajuns în păr? În fiecare zi nu-mi găsesc telefonul. Ce-ar fi dacă aș putea să-l fac să stea aici? Pun pariu că aș putea rezolva treaba asta. E timpul să-mi scot creionul 3D. Ok, trebuie să încep cu liniile astea. Și acum o să iau înainte și înapoi. Așa, am făcut un model. Arată cam ca o gofră. E timpul pentru următoarea culoare. Asta are același model, doar că e mai mică. Bun, încă una e gata. E timpul pentru o altă culoare. Astea sunt și mai mici. Acum să începem să le asamblăm. Astea sunt toate piesele mele. Bun, e timpul să-l testăm. Atârnă perfect de patul meu și telefonul intră în el. E o nouă zi și telefonul meu e chiar aici. Oh, se pare că mi-a căzut în sfârșit dințișorul. Vino să-l iei, zână cea bună. Abia aștept să se facă dimineață. Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu asta. Scârbos, dă-te jos de pe mine. Doamne! Oh, nu! Trebuie să remediez stricăciunile! Bacheta asta a avut zile mai bune. Asta e clar. Se trezește! Ți-ai spart farfuria preferată? Folosește un creion 3D ca să o repar imediat. Partea asta durează nițel, dar merită. Marginea e gata. Acum fă niște linii pe ea, chiar așa. Aproape am ajuns la jumătate. Acum fă la fel în direcția opusă. Ar trebui să arate așa. Super, nu? Nu o să-i fie deloc dor de farfurioara veche. Poftim! Aproape că uitasem. De aia am și venit aici. Simt miros de dințișor acolo. Bingo! Merită un bănuț, aș zice. A fost o plăcere să fac afaceri cu tine. Serios? Compară cu dimineața unui examen. Stai, ai răspunsurile acolo? Of, cum de știe mereu? Adio, dragi răspunsuri. Trebuia să te fi gândit mai bine. Distracție plăcută. Copiii ăștia nu se învață niciodată minte. Bună dimineața. Cartea mea? Nu găsiți nimic acolo. Bravo, Lily! Avansează! Chiar aveam nevoie de răspunsurile alea. Până acum e bine. Se pare că proful nu s-a uitat destul de atent cât eu mi-am strecurat copiuța. Hei, de ce nu m-am gândit și eu la asta? Rigla mea e inutilă. Lily, pst, pot să văd și eu? Șt! Deschide doar partea de sus, vezi? Pentru asta vei avea nevoie de două rigle. Ia-ți răspunsurile și lipește pe ele niște bandă dublu adezivă. Scoate folia ca să se lipească de rigle. Vezi ca mijlocul ei să fie pe mijlocul riglelor. În acest fel o poți îndoi așa. Mersi! Am terminat, domnule! Hei, lasă-mă să mă joc! Vreau și eu o tură! Of, numai bine... Poftim, joacă-te cu pudra asta! Să zicem! Îmi trebuie ceva ca să-mi pun asta pe față! Așa, acum pot să pun! Doamne, îmi distruge pudra!
Of, acum am plictisit iar! E rândul meu să mă joc! Poftim, joacă-te cu ceasul meu! Mai am așa puțin până obțin scorul cel mare! Oh! E un sacrificiu care trebuia să fie făcut! Trebuie să fie ceva care să-i distragă atenția! Mă poate salva creionul 3D? Da, cred că am o soluție! Ok, trebuie să obțin forma potrivită! Acum să o umplu! Trebuie să mă grăbesc până nu se întoarce ea! Încă puțin! Acum e timpul să o construim ca să fie 3D! Trebuie să fac corect liniile astea! Ok, bun! Acum niște îmbârligături deasupra! Iese chiar bine! Gata! Uite, se pune și se scoate! Bun, cred că o să meargă! Oh, nu! Uite-o că vine! Trebuie să ascund controllerul! Scuze, nu-l mai am! Păi, unde a dispărut? Of, ești rea! Iu, a mers! Pleacă! Acum pot să scot controllerul! Trebuie să capsez foile astea și tema mea e gata! E chiar distractiv! Hă? S-o fi stricat! Ups! Nu! S-ar putea să fie o problemă! Gata! Am terminat! Acum pot să mă relaxez! Capse idiote! Of, o să fie dureros! Oh, nu! Ăsta e locul faptei acum! Stai aici, ok? Fără presă, plecați de aici! David! La 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 la, da! David! Ce cafea bună! Sper să meargă! De unde a venit ăsta? E un mesaj! SOS? Oare ce s-o fi întâmplat? Ce-i ăsta? Ce? Capse? Cu usa căștilor mele o să rezolve situația asta! Poți să adune toate capsele! Uite așa! Cred că le-am strâns pe toate! Mulțumesc! Ok, cred că o să trec de nivelul ăsta! Așa, ultima rundă înainte de comoară! Hai că pot! Ce faci acolo? Ce entuziasmat e! Mai am puțin și cuceresc pivnița! Mă lași și pe mine să joc? Ha? Nu, acum mă joc eu! Te rog! Am spus nu, acum mă joc eu! Te rog, te rog, te rog! Am spus nu! Bine, am înțeles! Nu trebuie să fii așa răutăcios! Și mi s-a golit cicana, super! Hei, sunt cu ochii pe tine! Să nu te atingi de jocul meu! Sunt cu ochii pe tine, să nu te atingi de jocul meu! Ce morocănos e! Bun, a plecat! Asta e șansa mea! Nu trebuia să plece așa! Se crede tare priceput la jocul ăsta? Lasă că-l învăț eu minte! Da, mă pricep de minune la asta! Nici nu se compară cu mine! Ia de aici și de aici! Ce zici de mișcarea asta? Oh, oh nu! I-am dărâmat cana! Oh, a căzut! Oh, nu, s-a spart! Ce mă fac? O să-și dea seama că i-am jucat jocul! Stai puțin! Știu! În regulă, cana, hai cu mine! O să-mi folosesc stiloul 3D ca să rezolv această problemă! O să conturez zona spartă de la marginea cănii! Ok, ok, pare că merge! Trebuie să continui! Acum o să unesc cele două părți și o să umplu zona cu roșu, ca și cum aș scoase o cuață sau aș atașa un petic. O să fie nevoie să trasez multe linii, dar nu trebuie să arate perfect în etapa asta. E mai important să trasez baza. Ok, e aproape gata și perfect! Cred că am reparat-o! Am făcut tot posibilul! Oh nu! Se întoarce! Trebuie să dispar de la birou! Repede, înapoi pe fotoliu! Am reușit! Te porți ciudat! Sunt în continuare cu ochii pe tine! E ceva în neregulă aici? Simt că lipsește ceva! Cred că mi se pare! Așa, o să-mi umplu cana la loc! Trebuie să rămân hidratat ca să trec de nivelul ăsta! Ah, ce bun e! Oare o să observe? Stai! Ce n-ai bani pe cana? La 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 la... Se pare că nu e ea de vină! Nu mai contează! Ia să-mi continui joc! Ce somn grozav! Hei, e ziua mea! La mulți ani mie! Acum ce să fac? Știu! E pe aici, pe undeva!
decorațiunile mele. Trebuie să am atmosfera aia aniversară. Ceva nu e în regulă. Hei, ce mai faci, amico? Am o surpriză pentru tine. Închide ochii. Ce? Închide-i. Ta-da! Un balon pentru mine? E superb. E o zi specială. O să-l agăț pe perete. Deși am o idee. Am nevoie de creionul meu 3D. Ia uite! Umflă un balon și începe să deseneze în jurul lui cu un creion 3D. Creează cercuri în jurul balonului. Continuă să încercuiești balonul până când e acoperit. Când ai terminat, ia o foarfecă și taie capătul balonului. După ce s-a dezumflat balonul, scoate-l ușurel din carcasă. Apoi pune niște luminițe în carcasă. Acum avem niște luminițe de petrecere. O să o agăț chiar aici. Arată atât de împietor! Îmi place la nebunie! E mai drăguță decât un foc într-un tomberon! Hai să sărbătorim! O să scap de mizeria asta! Am cănile! O să fac un pic de atmosferă! Și acum ne trebuie un tort! E timpul să-mi pun dorința de ziua mea! Huh? Ce s-a întâmplat? E vântul! E ok, e doar vremea! M-am pripit! La mulți ani! Bebele! Asta o să le rezolve! Poftim? Testul la fizică e azi? Of, cum am putut să uit? Poate pot să învăț acum rapid câte ceva? Manualul ăsta n-a mai văzut lumina zilei de ceva timp? Cât praf s-a adunat pe el! Căh! N-o să-mi amintesc nimic din chestiile astea. Clar o să pic testul. Vai de mine! Putea ca ziua asta să meargă și mai prost? Of! Ia stai așa! Pot să scriu pe propria piele, nu-i așa? Tocmai mi-a venit o idee genială! Pot să-mi scriu răspunsurile pe genunchi! O să fie cea mai tare copiuță din istorie! Nu trebuie să mai învăț niciodată formule pe de rost! Felicitări pentru utilizarea spațiului propriu, Madison! Și ca să fiu sigură că nu se șterge, dau cu fixativ de păr pe deasupra! Tare! Niciodată nu m-am simțit atât de pregătită! E crima perfectă! Și când profa nu se uită, aruncă o privire la genunchi! Nu au mai fost niciodată la fel de când avem toți smartphone-uri? Întreabă-i pe profesori! Da, e timpul pentru cutia cu telefoane! Trebuie să-l ascund pe asta! Fetelor, învățați ceva? Uf, aproape am câștigat! Urăsc locul ăsta! De parcă aș vrea să citesc despre fotosinteză! Dacă vrei să-ți folosești telefonul, trebuie să fii super șiret! Răspunsul era mereu aici! Pune-ți telefonul cu fața în jos și folosește lipiciul cald ca să trasezi o linie. Continuă până jos! Apoi lipește un creion colorat. Perfect! Acum fă la fel cu mai multe! Arată mișto, nu? Când îmi mai fac selfie-uri, nu o să mă mai dau de gol! Doar îmi foloseam creionele colorate! Ce fraier! Trucul ăsta e genial! Somn ușor! Nu pot să dorm cu lumina asta aprinsă! Ups! Sunt atât de neîndemânatică! Oare ce altceva o mai fi de desubt? Ia uite! Am uitat de chestiile astea! Ce-i asta? Barbie? Nu te-am mai văzut de 1000 de ani! Stai liniștită, o să am iar grijă de tine! Ce drăguț! Barbie? Mă simt atât de urâtă! Cred că visez! Sper!
Părea atât de real! Dar Barbie cea fricoșătoare avea dreptate. Te rezolv eu, stai liniștită! E timpul pentru o transformare! Ți-ar prinde bine o schimbare? Începând cu ținuta ta! Îți place roșul, nu? Mișcă înainte și înapoi creionul! Cred că asta e dimensiunea potrivită! Super, drăguță! Nu-i așa că deja te simți mai bine? Și nici nu a trebuit să mergi la cumpărături! Ne așteaptă visele plăcute! Ah, ce bine e! Somn ușor, draga mea! O rochie nouă? Mulțumesc! Ah, o altă dimineață liniștită! Ar trebui să mă pregătesc! Trezirea! Neața! E timpul să mă spăl pe dinți! Încă mi-e somn! Ah, măgâtilă! Ah, dinții mei sunt strălucitori! Oh, nu! Poate nu o să observe! Ok, ce urmează? Machiajul arată bine! Ah, cerceii mei! Trebuie să-mi pun! Unde e celălalt? Nu te uita la mine! Habar n-am! Nu bănuiește nimic! Ce ciudat! Ce mă fac? Cred că am o idee! Folosind un creion 3D, începe să desenezi un triunghi fix așa. Fă liniile apropiate. După ce ai ajuns la baza triunghiului, începe să folosești o culoare diferită. Vrem să facem un pepene. Folosește nuanțe diferite de verde pentru coajă. Apoi adaugă niște puncte negre pentru sâmburi. Pune la nimereală punctele negre acoperind plasticul roșu. După ce ai terminat, întoarce-l invers și prinde o bază de cercel. Arată modern și delicios! Dar n-am terminat! Folosește creionul 3D ca să desenezi niște liniuțe. Repet asta pe partea opusă. Vrem să realizăm o frunză. Arată bine! Întoarce frunza invers și prinde un pai mic transparent. Folosește foarfeca pentru a tăia paiul. Chestia asta o să-ți țină frunza pe ureche. Wow, arată grozav! Huh? Vreau să mă fac instalator. Știam eu! Foarte în serios. Ok, e timpul să verific. Impecabilă! Exact cum așteptam! Dar mai sunt multe de făcut! Trebuie să termin tema asta! Mi s-a rupt creionul! Noroc că am ascuțitoarea asta! Se face mult praf! Hop, hop, tchiu! Ce? Nu cât sunt eu aici! A fost un accident, jur! Am luat-o, vedeți? Wow, a fost intensă faza! Am o idee, dar am nevoie de o sticlă goală. Ok, să fim creativi. O să încep prin a scoate capacul sticlei. Apoi o să-i fac o gaură. Acum o să întorc capacul invers. Și o să pun lipici pe marginile găurii. Cred că ajunge. O să lipesc ascuțitoarea pe capacul sticlei. După ce se întărește, o să înșurubesc la loc capacul pe sticlă. Fix ce-mi trebuia! Acum sticla o să colecteze toate resturile. Nu se mai face deloc mizerie? Sunt cu ochii pe tine! Nu aveți de ce să vă faceți griji! Se strânge totul în sticlă! Băiatul ăsta va ajunge departe! Wow, ce greu a fost al cincilea kilometru! Și căldura asta nu mă ajută absolut deloc! Of, ce mă dor picioarele! Ah! Nu am energia necesară pentru asta! Ce strâns mi-am legat și returile astea! Of, nu pot să desfac nodul ăsta idiot! Ok, încep să mă enervez rău de tot! Ah, ieși odată! Ah! Hai odată! N-am nicio șansă! O să rămân încălțată! Ah, baia asta e fix ce-mi trebuia! Jennifer? Ce înseamnă asta? Ce putem să fac? Jennifer, e jignitor! Hei, de ce nu folosești clama de păr? Acest truc te ajută să-ți desfaci nodurile de fiecare dată!
Ia o clamă și bagă-o prin nodul strâns bine. Bagă o a doua clamă în sens invers. Apoi ține de amândouă și trage. Vezi? Merge de fiecare dată! Știi că te poți descălța acum, nu? Asta e cea mai slabă zi! Au înghețat aici? Îmi lasă deja gura apă! Sper să am mărunți! Am zis mărunți, nu mizerii! Dar chestia asta ar putea să meargă! Ha, o clientă! Bună! Bună! Îți place ce vezi, a? Doar dacă ai bani! Deloc! Nu? Atunci nu te pot ajuta! Oh, fie! Revin imediat! Ok! Pot să-mi fac propria monedă, atâta timp cât am creionul meu 3D util! Perfect! Acum mai sunt câțiva pași! Arată ca un cornet de înghețată, nu? Și ce merge cu el mai bine decât înghețata? Să nu uităm de sosul de căpșune! Chestia asta mă face să-mi fie foame! Arată grozav, nu-i așa? Și de partea asta se agață un lănțișor! E tare drăguț! Ce bine că am făcut și niște cercei asortați! Chiar sunt încrezătoare acum! E timpul să-mi rafinez lucrul! Aproape l-am găsit! Te-ai întors? Da, m-am întors! Lănțișorul ăla-i divin! S-ar potrivi cu înghețata ta, nu-i așa? Da! Doar una mică, te rog! Bleah! N-am menționat nimic despre asta! De fiecare dată! Oh, da! Vă ajut cu mare plăcere! Vă rog, luați un loc aici! Mulțumesc! Cum e vremea afară? Tot cald e? Ok, cum vă pot ajuta? Taie-mi doar vârfurile! Elimină vârfurile despicate și dai puțin volum! Sigur, sigur! Mă ocup imediat! Dar mai întâi o să reglez scaunul! Încă puțin și încă puțin! Puțin cel mai mult! Gata, să trecem la treabă! Ce păr frumos aveți! Se vede că aveți grijă de el! Am găsit câteva fire încălcite! Ce se întâmplă? De ce te-ai oprit? Nu-i bai! Nu e nicio problemă! Am situația sub control! Oh, vai de mine! Mi s-a rupt pieptenele în două! De ce ai făcut fața asta? Nu-i nimic! Sunt puțin balonat! Ce mă fac? Era pieptenele meu cel mai bun! Stai! Bineînțeles, stiloul meu 3D! O să-mi rezolve imediat problema! Am scos la imprimantă poza unui pieptene! Acum trebuie doar să-i trasez conturul! O să umplu conturul cu cerneala mea 3D preferată! Cea roz! Ok, arată bine până acum! Așa, am făcut partea din fața pieptenului! Acum o să trec la mâner! O să folosesc nuanța asta deschisă de verde! Ce culoare frumoasă! Nu folosesc prea des! Și dacă tot fac un pieptene nou, de ce să nu-l fac mai drăguț decât cel vechi? După ce termin cu partea asta, o să adaug și niște flori! Ok, sunt aproape gata și voila, un pieptene nou. A adormit. Trebuie să mă grăbesc puțin să-i termin de pieptănat părul. Scuze, cred că am ațipit puțin. Mulțumesc că ai dat cu aspiratorul, domnule Broccoli. Poftim? Visam ceva. Oare cât e ceasul? Ia să-mi verific telefonul. Telefonul meu! Nu! Ce tare s-a lovit de podea! Nu, nu! S-a spart! Vai de mine, ce îngrozitor! Aveam un coșmar! Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Corect! Telefonul meu! Hei, sunt aici jos! Am căzut! Ai uitat? Bună! Un coșmar! Vai de mine! A fost încă un coșmar! Stai puțin! Telefonul meu! Telefonul e la locul lui, n-a căzut pe jos. Dar a intrat panica în mine. Trebuie să-l protejez de o asemenea soartă. Știu ce pot face. O să-mi folosesc stiloul 3D ca să găsesc o soluție. Îmi place movul ăsta, deci o să-l folosesc pentru a acoperi husa telefonului. O să fac o mișcare în zigzag, apoi o să trag o linie dreaptă până la capăt. Apoi o să repet mișcarea. Trebuie să umplu zona asta cu cerneală 3D.
Ok, acum că partea superioară e gata, o să acopăr și lateralele. Vreau să mă asigur că partea asta e acoperită bine. Gata, am acoperit toată husa telefonului. Ah, l-am scăpat! Ha-ha, nu-i bai, nu m-am spart! Ha-ha-ha. Vai, ce îngrijorat eram! Dar noua husă și-a făcut treaba. Bun, mă pot culca la loc. Avem multe flori frumoase. Treaba ta? Scuze! După cum spuneam, treaba ta o să fie să ai grijă de ele. Oh, ce frumoase sunt! Asta e atât de drăguță. Ups! Iu, a fost cât pe ce? Ești atentă? Bun, urmează-mă. Stropitoarea e acolo. Wow, ce responsabilitate! Pare destul de simplu. Să nu le uzi prea mult. Am înțeles. Oh, nu! Uite ce mizerie! Fă curat! Categoric, te poți baza pe mine? Ce avem noi aici? Vreau să iei ghiveciul ăsta și să-l cureți. Ups! Și respiră. Îmi pare atât de rău, îmi dau silința. Nu arată prea bine? Deși cred că știu o metodă prin care să rezolv situația asta. Nu ai de ce să arunci ghiveciul ăsta. Ia un creion 3D. Începe să desenezi pe lateralele ghiveciului. Aplică plasticul chiar pe marginea ghiveciului. Ai grijă să nu ratezi nicio zonă. Aproape gata. Când ai terminat, trasează un fir de plastic de pe o parte a crăpăturii spre cealaltă. Vrem să unim ambele margini. Perfect! Apoi începe să desenezi linii pe ghiveci. Acum începe să umpli zona asta. E posibil să dureze nițel, dar merită. Încearcă să nu lași zone goale prea mari. Acum umple toate crăpăturile folosind creionul 3D. Asta o să împiedice crăpătura să se mai extindă și o să întărească și mai tare lucrarea. Acum trebuie să adaugi un pic de culoare. Ce diferență! Bună! Vai! E satisfăcător! Nu mai sparge și altceva? Am înțeles! Scuze! Sunt gata pentru petrecerea asta grecească. Cred că îmi trebuie mai multe bijuterii. Nu, ăștia nu merg. Stelele? Nu, nici ele nu se potrivesc. Dar lănțișorul ăsta? Of, nici ăsta. Hei, arăți așa de bine. Ia uite ce bijuterii am. Wow, arată uimitor. Eu am doar chestiile astea. Nu se potrivesc deloc cu ținuta mea. Păi, cred că putem face ceva în privința asta. Creionul 3D vine în ajutor. Bun, o să folosesc bustul lui Nefertiti drept model. Ok, acum o iau în direcția asta. Vezi? E o frunză. Și acum trec la următoarea frunză. Astea ies grozav. Așa, ultima e gata. Vezi? Știam că putem face ceva uimitor. Mersi, e fix ce-mi trebuia. Întârziat? Ora asta n-ar trebui să fie deloc stresantă. Îmi place matematica. Poftim? Nu știam că avem un test astăzi. Nici măcar n-am învățat. Oare profesoara va observa asta? Nu se uită la mine, nu-i așa? Ce face Jennifer acolo? Domnișoară, sper că acela nu este un manual. E clar, n-a funcționat. Poate pot să arunc un ochi pe testul lui Kate. Nu ești deloc subtilă, Jennifer. Jennifer? Doamna, doar mă întindeam. Ce fac acum? Jennifer, m-am săturat de prostiile tale. Of, nu pot să pic testul ăsta. Hei, inelul meu! Aveam răspunsul fix în fața ochilor. Ai la îndemână niște hârtie milimetrică? Ia o foarfecă și taie câteva pătrățele din ea. Capsează-le împreună pentru a crea o cărticică. Apoi scrie în ea răspunsurile. Scrisul e minuscul, dar lizibil. După ce ai umplut-o cu răspunsurile, lipește-i vârful de inelul tău. După ce s-a uscat, ești gata de treabă. Ah, încep să simt puterea. Cine știa că matematica poate fi atât de ușoară? Și profesoara nici nu va observa. Comportă-te normal, Jennifer.
Jennifer, sunt cu ochii pe tine! Atunci s-ar putea să aveți nevoie de ochelari noi! Presupun că amândouă ați învățat, sper! Pare greu! Vorbește în numele tău, Nina! Ce crezi că faci? Ce zgârcită! Se pare că sunt pe cont propriu! Nimic nu mi se pare cunoscut! Cine ar putea fi? Copii, să fiți cuminți, da? Da, a plecat! E timpul să producem niște răspunsuri! Nu pot să cred că a plecat așa! Ce noroc că port fustă azi! Se șterge, nu? Cred că merge! Mi-ar fi fost bun un pulover sau ceva! Fustă scurtă, idiotă! E așa penibil! Știu! Pot folosi puțin machiaj! Și e fix nuanța mea! Tot trebuie să le văd pe astea, totuși! Să continuăm testul! Ce isteți! Am zis că și eu te iubesc, mamă! Nu bănuiește nimic! 10 plus e al meu! Nu se vede, nu? De ce să mai înveți când poți copia? Gata! Ai terminat rapid, Nina!